Bună ziua la toată lumea, am venit. Declarăm deschisă ședința de astăzi. Pentru început, în cuvântul domnului primar, pentru ordinea de zi. Dar înainte de asta aveți procesul verbal, dacă aveți ceva. Eu n-am știut procesul verbal, dar așa citesc, dar îmi dat și o nevoie expresie. Și că domnul consider că problema mea e cetatea Balcani, bugetul public al, al Comunei Balcani, nu știu ce mai scrie. Cetatea Balcani. Da, bine. Eu nu înțeleg ce zic. Cetatea? Cetatea Balcani? Da, adică mă interesează comuna, în sine. Ah. Nu ce se întâmplă în afară. Ah, da. Eu fi vorbesc eu, dar... Nu, nu trebuie. Da, de acord. Da. Cine este cel? Abține cineva? Potrivă? Toată mersi. Deci dăm cuvânt domnului primar să prezinte ordinea de zi. Suntem invitați la partea de secția Consiliului Local, în data de 31 ianuarie 2022. Următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Balcani Județul Bacău pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de a primarului Comunei Balcani Județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 4. Diverse. Da. Acum mai este am proiect de hotărâre sau altă... Termină altceva. Punem la vot. Cine este pentru? Abține cineva? Potrivă? Toată lumea este de acord. Trecem la discuții de la primul punct sau ordinea de zi. Dacă vrea cineva să ia cuvântul. E vorba de rețeaua școlară care trebuie aprobată. Domnul Gânga. Mai cu doamna așa am zis că am luat în discuții microbuzele și a spus că sunt foarte vechi. Chiar la unul i-a căzut ușa, știți, acum un an. Poate reușește să iei un microbuz. Da. E necesar un microbuz. Dacă mai vrea cineva să intervină? Dacă nu spune la voi, cine este pentru? Să abține cineva? Potrivă? Toată lumea este pentru. Deci, la punctul 2, ordine de zi. Proiectul de privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate. Dacă vrea cineva să scrie la cuvânt. Domnul Barna. Și lăsăm lista deschisă. Da. Conform organigramei prezentate aici, aveți un post pentru cabinetul primarului. Am scris și în ședința de comisie amendament. Eu propun desfințarea postului, întrucât bugetarea lui nu se justifică. În primul rând, Primăria Balcani a funcționat vreo 20 ceva de ani fără acest post. Nici domnul Rață n-a avut așa ceva cât timp a fost primar. Dumneavoastră l-ați înființat și faceți un fel de lapidare mascată cu acte în regulă. În urmă continuă. Plus că postul s-a ocupat, nimeni nu știe cum. Mai e și ocupat de o persoană care nu știu ce pregătire are în administrație pentru a putea ocupa un astfel de post. Eu, din ce știu, e un crășmar, care nici măcar nu are o diplomă de bacalaureat. L-am rugat public, dacă o are, să o facă publică, să o vedem și noi, să vedem ce an a terminat, ce studii a terminat. Eu, din ce am reușit să aflu, are profesional, agricolă, nu știu dacă se pretează pentru asemenea post.
Vă rog să mă contrazică dacă are diploma de bacalaureat să vină să ne aducă, să ne-o aducă, să o vedem și noi. Drept pentru care eu cer desființarea postului, sunt câteva sute de mii de lei care se cheltuiesc aiurea. S-ar putea face altceva cu el. Da, poți intervii? Da, puteți da drept. Da, legat de apropo de domnul Varna, vis-a-vis de, în primul rând, așa cronologic, cu Crâșmarul. Habar n-are, în primul rând, ce înseamnă investiții și ce înseamnă magazin. Așa, cu vreo câțiva ani de zile, s-a luat și domnul Gânga că facem bișniță noi. Noi nu facem bișniță, noi suntem, în primul rând, plătitori de TVA, avem angajați, nu, domnul Barna. Nu, domnul Barna, ați am luat-o și o dau repede. Nu, 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 cronologic am spus, da? Așa, deci a spus că facem business, dumneata faci business, dumneata le repar mașini și ești la negru, dumneata faci filmări și ești la negru, noi plătim TVA, noi aducem un aport la bugetul statului, avem angajați, avem destul de cheltuieli. Dacă erai în stare să deschizi o afacere, o făceai până acum. Domnul Ivo. Punct. Domnule, ta singurul lucru de care ești... Nu, lasă-mă de ce... De care ești interesat. Domnule, dă-mi replica după aia. Să văd eu că sare careva la mine. Nu, așa. Apropo de postul de consilier al personal primarului. Postul consilier al personal primarului și dumneata în campania electorală, când cochetam, mi-ai propus acest post. Nu, minciună. Nu, nu, nu e minciună. Demonstrează. Spune rușinat. Domnule, demonstrezi. Ai propus șofer personal, ai propus și administrator, și administrator și consilier personal. Mi-ai trei posturi. Să-ți angajezi nevasta în primărie și ți-am demonstrează. Spus că nu. Demonstrează. Și pe urmă ai fugit la domnul PSD. Domnule, n-am fugit nicăieri. Am fugit nicăieri, așa. Da, da. Vis-a-vis de angajare, legea spune clar. Studii medii. Citești și... ai o diplomă de bacalaureat? Da. O aduc. Da, o aduc. Da, ca să vezi. Deci cine studii medii? Cu bac sau fără bac, studii medii. Știi ce înseamnă studii medii? Ai un diploma de bac. Domnule, te-am întrebat, știi ce înseamnă studii medii? Legea spune clar, studii medii. Da. Și atunci? Dar eu nu asta te-am întrebat. Ți-a spus, tu în campanie ai promis trei posturi. Aveai trei posturi promise. Ce ți-a întrebat domnul Barna? Cum? Nu, dar nu, dar i-am spus, cum o justifici tu? Domnule, e singur vii ce va fi. Nu. Avem și pe organigramă permite. Nu știam că permite organigrama. Nu știam. Consilier personal, administrator, șofer. Da, dar spune adevărul lumii ca să înțeleagă lumea. Că nu veni acum tot felul de artificii. Nu mai acum, domnule. Păi cine mai recunoaște? A tot vine cu artificii foarte, de astea. El știe ce înseamnă o crâșmă făcută când vește sute de mii de euro. Știu habar n-are. Habar n-ai. Șofer? Eu ar vrea șofer la primar. Da. Păi domnul Barna... Vârsta. Domnul Barna spunea. Da. E bătrân. Nu vorbim ce prostie. Când ta vorbești prostii, justifică aceste lucruri care le spui. Justific. Fapt. Negru pe alb scris. Nu veni cu aruncări, săgeți de astea fumigenii, crezi că prinde lumea la public ce spui tu. Ai demonstrat în atâția ani ce poți face. Asta ai demonstrat. Vii cu replici, vii cu doar cu... Domnul Ivo. Da, spune. Ești rău tare de gură. Nu sunt rău. La adresa persoanei dumitale. Dar spune și mie, într-un an de zile... Nu te-am jignit și nu te-am adus niciodată. Te rog frumos să nu mă întrerup. Dar nu te fac, vorbește. Într-un an de zile, ce ai propus dumneata în acest Consiliu Local? Nimic. Care a fost interesul dumitale în aceste ședințe de Consiliu Local pentru cetățenii din Ludaș care te-au ales? Nimic. Singurul interes al dumitale a fost să te angajezi în primărie și singurul interes în ceea ce îi privește pe cetățenii care te-au votat este să vină la Dugheană și să-i fraierești cu trei produse și să-ți lase bani acolo. Domnul dacă dumneata numește asta o afacere, nu mă întrerupe, te rog, nu are legătură, vă rog frumos, eu l-am lăsat să vorbească, lăsați-mă să vorbesc. Dar ce am propus, s-o dovedit, am propus dispensar în statul Ludaș, da? Și numai în statul Ludaș, și în Frumoasă, și în Balcan, și nu va auzi nimeni, din ședință ați propus așa ceva? Noi nu creăm acum vocal să ne facem reclamă. Un aport de activitate, tot ce facem, toate proiectele, nu mă întrerupeți. Păi nu te întrerup, dar nu vorbiți despre crâșmi, despre așa, nu am vorbit eu despre crâșmi. Dar nu e adevărat. El cinești toți comercianții din comuna, pe raza comunei Balcani, toți comercianții, ba da, că nu sunt acum, ca să știi ce înseamnă cârciumă, cârciumă înseamnă doar o bodegă, o cameră 3-4, care vin de acolo pe sute și iau. Asta înseamnă cârciumă, unul înseamnă magazin alimentar, unul înseamnă market, dar bar n-ați înseamnă investiții, că nu știi. Exact. Ți-ai făcut două garduri și spui în ședință, le-am făcut garduri, domnule. Wow, ce ai făcut? Două garduri. Wow, am prezentat în ședință
de trecut, mi-a făcut două, mi-a făcut garduri. Nu, domnule, ce ceva din dumneata, auzi ce vrei. Eu am nu. Spus că am dat, am mutat. Fă-ți șanț, domnul Barna, fă-ți șanț în fața porții, ești gospodar. De nu ține chelele în fața porții acolo. Domnule, ești ridicol. Nu-i mormand, nu-i mormand de fer vechi în fața porții. Nu sunt ridicol, ești ridicol. Uite-te în lucrurile. Dacă vrea cineva să intervine, s-o clarificat, ai domnul Gânga, zice. S-a clarificat, domnule, s-o spus care e bacalaureat, s-a duce timpul, m-a gata, asta ai cerut. Nu, nu, dar pe mine nu mă interesa. Poți de studii medicină. Parcă da, corect, da. Nu e obligatoriu și bac. Cum sau fără bac, deci nu e obligatoriu. Dar corect, zis că e obligatoriu. Parcă așa am înțeles. Dar dacă e obligatoriu, la ce mai zice? Ceva legal, toți primarii au majoritatea primarii. Nu te lua ședință, domnul președinte. Da. Suferă, suferă, că asta e dacă a vulpea, că n-ar trebui să ne sunt acolo. Eu sufer dintr-un singur motiv. Domnul primar are o atitudine de vătaf, prin care cheltuiești banii comuni, plătiți cu trudă și cu muncă. Pentru comune. Nu mă întrerupeți, vă rog. Cu trudă și cu muncă de cetățenii comunei, pentru a plăti anumite persoane care să aibă un venit, nefăcând nimic. Un fel de oameni care și-au găsit un post. Bani, ca și știți cum se numesc persoanele astea, domnule? Nu știu. Sinecuriști. Eu vis-a-vis de dumneavoastră sunteți un sinecuriști. Domnul Barna, în comuna asta, am luat un aport mai mare. Am lucrat și la cazii praznic. Încercați să mai faceți. Ești un sugativă care sugi banii statului. Da. Exact, asta ești tu. Tu nu vii cu un aport în comunitate. Nu vrei să fie la nivel de... De unde sugi eu banii statului? Păi de unde ești? Din consilier? Din consilier? Din consilier? Din consilier? Eu am fost votat de sute de oameni și am fost votat. Am venit, n-am intrat acum. Am venit burând. Exact. Deci eu nu ocup o funcție ca dumneata pe care să iau banii statului nefăcând nimic. Nu știu. E o mică diferență. E o mică diferență. Păi e o diferență, dumneata. E interesant de mine. Ce aport am adus în Comuna Balcan? Ce aport ai adus dumitale? Scris. Hai să luăm căprăriși pe statii. Nu, lăsați. Domnul Ivo. Păi nu. Dar eu spun exact. Era vorba de postul de dumneavoastră. Sunt o formă de formă legală pe această temă. Așa vorbim până mâine. Vorbim la diverse. Domnul Gânga. Da, referitor la postul de administrator. Dar nu e post de administrator. La postul de consilier al domnului primar. Asta e o organigramă făcută de domnul primar. E problema lui dacă are sau dacă nu are, dacă vrea să deține sau nu postul de consilier. Noi, ca și consilier local, suntem datori să votăm sau să nu votăm organigramă. Faptul că deține unul cu două facultăți pe post sau cu studii medici, v-am spus, îl privește pe domnul primar. Nu noi. Noi aprobăm proiectele care sunt buni sau le respingem pe cele care nu sunt buni, dar de obicei cam au fost buni majoritatea, motiv pentru care pe mine nu mă deranjează, poți să aibă 50 de, am văzut că sunt organigramă, 50 de posturi, ocupate numai 35. Deci 15 sunt liberi. Deci e problema domnului primar. Dacă vrea să vă angajeze, nu o să facă în primărie, dacă vrea să le țină așa vacante, o să fie. Referitor la jignirile care le s-au adus lui domnul Ivo, pot să vă spun în felul următor. În momentul când cineva deschide un magazin, acolo are un angajat, da? Angajatul ăla, patronul respectiv, 25 milioane de pe fiecare lună la fiecare în parte. Pe mine mă bucură nu să fie 20 de persoane, pot să fie 50. Asta înseamnă că nu mai stă nimeni întins cu mâna la stat să-i dea un ajutor social. Dom'le, se creează locuri de muncă, de ce să descurajăm? Lasă, domnule, să deschidă fiecare o mică afacere, dacă o deschide, nu trebuie jignită. Pentru că și pe mine, eu am 21 de ani de comerț, asta nu înseamnă că îi butic. Sunt 21 de ani de comerț pe trei locașuri sau două locașuri. Domnule, să angajați acolo, pe fiecare se cheltuie. Câștigă și statul, câștig și eu. De ce să statul numai să piardă? Hai să o terminăm cu jignirile astea. Și v-am spus destul de clar. Îi organigrama domnului primar. Poate dumnealui are niște probleme și are nevoie că pleacă de la birou să rămână pe altcineva în loc, eu de multe ori l-am găsit chiar pe domnul Ivo și mi-a spus, domnule, uite, asta și asta. Da, dacă nu-i vine la primărie, nu l-ai găsit niciodată. Da, o mică completare. Apropo, atât am avut. S-a legat și domnul Gânga de studii. Eu singurul aspect care am vrut să-l scot în evidență, dar n-am putut ca să sărit toți pe mine, era următorul. Dacă tot ați făcut postul acesta, sunt o grămadă de tineri
cu studii terminate, care nu au unde lucra în comună și sunt nevoiți să plece prin oraș și să plătească chirii, să se chinuiască pe acolo. Chinuie. Sau să se chinuie, mă scuzați, că și eu sunt om și mă fac greșit. Așa. Mai sunt om. Bineînțeles. Așa, da. Domnul Marcan, te mulțumesc că nu te-am angajat pe tine. Așa, nu pe mine, v-am cerut eu lucrul ăsta. Și eu nu mai sunt tânăr, domnul primar. Eu vorbesc de tineri absolvenți, dar lăsați-mă să termin, vă rog frumos. Eu vorbesc de tineri absolvenți, da? Care, dacă într-adevăr era un post pe bune și nu era o poliță electorală care trebuia plătită, era altceva. Credeți-mă, dacă angajați pe cineva tânăr, într-adevăr, fără să fie vreo poliță electorală, n-aveam nimic împotrivă. Așa eu voi vota împotriva organigramei, pentru că sunt bani irosiți aiurea din bugetul local. Da, bine, da, dar aici da. Și încrederea își pune cuvântul. Primarul trebuie să aibă încredere într-o persoană. Gata? Domnul Gata. Cer scuze că n-am fost atent. Nu particip la punctul ăsta. Și vă spun de ce. Păi fiii mei da, da, vota. Exact, deci, da. acum am văzut, eu n-am văzut. Da, deci, cu scuzele de rigoare. Și doi, cum să spun eu, vis-a-vis de organigramă și de aparatul de specializare al primarului. Bă, cramponați, ăsta e părere personală. Vreau să faceți cum considerați, cuvință. Are importanță odată ce primarul și-a fixat un obiectiv, a câștigat un partid. Fiecare își duce până la capăt mandatul. 4 ani. Asta e, îți place, nu-ți place, ni place, nu ni place, nu e o apărare lui domnul Luca sau lui domnul Barna sau lui domnul... Nu. Asta este legea, poate să-și angajeze pe cine vrea. Au fost, asta este. Da. Dar e dreptul meu să spun. Da, 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 de asta am zis. Nu, deci n-am dat cu pază pe cineva. Nu, pur și simplu am spus. Că nu sunt de acord. Că nu sunt bani. Și la mine s-au vehiculat că nu sunt bani. Și măi dau înapoi, măi eu. Asta e viața. Da, dacă nu mai bine... Ați trecut, doamna secretară. Acum am văzut. Supun eu la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Cornel. 8, 9, 9. Eu nu m-am mai pus. Tu ai voie? N-ai voie. N-are voie. Nu, m-am numărat, dar am numărat. Deci, 9. S-a abține cineva? Nu cred că e ilegal ca un consilier. Poate da, la mea să da. Fie la resurse umane, mi-e la mea. Ba da, ba da, ba da. Da. Vă spun cazuri concrete. Deci, unul împotrivă. Și unul. Domnul Barna împotrivă, domnul Sandu Cătălin se abține. Domnișoara Emile n-am observat. Votat. A fost pentru. Pentru, da. Deci, hai să-l aduc, da? Da. Un am obiectiu. La punctul ăla puteați da. Trecem la următorul punct, alegerea președintelui pentru următoarele 3 luni. Da. Dacă cineva vrea să facă propuneri, cine vrea? Domnul Reamu. Da. Eu propun ca următoarele 3 luni să fie președintele ședinței domnul Sofrori. Mai vă propuneri din partea cu da? Domnul Cătălin? Eu propun pe domnul Mar. Da. O să punem la vot în ordinea propunerilor. Cine poate este? Mai e două una sau la trei? O, și două e valabil. E democratic și două. Mai e vă propunere? Nu. Supunem în ordinea așa cum a fost propus. Supunem la vot. Cine este de acord ca domnul Sofronu să fie președinte în următoarele 3 luni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Să mergem la propunerea a doua, cine este ca domnul de acord? Da, nu mai are, acum s-a terminat. Mergem la diverse. Dacă vrea cineva să-mi scrie la cuvânt, domnul Prată. Am venit la ședința ordinară sau extraordinară, cum ai spus, sau de îndată, cum aș spus dumneavoastră, cu condoleanțe vis-a-vis de bugetul pe 2020. Rugăminte. Eu am să vin cu rugăminte pe tot parcursul anului, dacă știu eu, măcar câteva doleanțele comunității în care trăiesc, nu o sunt luat în seamă. Hai să punem cu ghilimele de rigoare și cu... Aș vrea să aveți în vedere, să luați în calcul regularizarea în zonele
Valea Schitului, Toma, Barna, Aerit, Liber. Eu vă spun că nu sunt cheltuieli mari, să pot rezolva. Mai luați în calcul un pic reparații pod la Hâlborea și podul de la Marian Gheorghi de pe Schitul. Ați făcut? Eu nu zic că nu s-a făcut ce trebuie sau... Dar mai sunt chestii cu prioritate și eu zic că ar trebui un pic. Dar, mă rog, v-ați făcut o strategie, nu știu, nu faceți cum credeți dumneavoastră, dar eu vin cu Dorian Înțeleasă și am să vin tot parcul cu oameni de adus. Dic Panduraș. Și Dic Bucătarul Toader, cred că de ajuns. Măcar jumătate din astea să le aveți în vedere cu prioritate, măcar câteva din ele, că în beneficiu tuturor. Și a imaginii primarului, și a Consiliul Local, și a cetățeanului și așa mai departe. Da. Dacă mai vrea cineva să intervine. Domnul Gânda. Ați primit ceva? Ați primit ceva bani la... Consiliul Județean nu a trimis. Nu a trimis? Nici final. Eu știu. Pe până pe 14 trebuie... Da, eu știu. Până, da. Și o să avem, da, neoficial știți, nu? Da, da, nu, eu am zis, nu știu, strategia o face fiecare și o face cu încredere din cuvință, și de bani, și de mai mult, da? Măr, da? Mai faceți la anul. Foarte bine. Există o problemă la dispensar la Schitul Frumoasă. Eu n-am mai fost pe acolo, dar au venit și mi-au spus. S-a montat centrala aia care s-a pus acolo și când îi dă drumul pleacă, se încălzește toate caloriferele, după aia intră pe avarie și nu mai pornește deloc. Și chiar au zis că doctorul prin frig nu mai stă, nu mai vine, e frig. Chiar vă roagă toți în numele la tot pacienții de la Rățeni să vină băietocul, să facă ceva, o reglaj, ceva nu e în ordine pus acolo. Nu-i vina. Deci nu-i vina dumneavoastră, vin la aia care au făcut, probabil e ceva care nu... Toate funcționează una, nu, ceva este, băi reglaj. Mie mi-a spus chiar băietocul, știu, știu, mi-a spus. Am dat instrucțiunile, am făcut chiar la de față cu nu femeie de trăci, bărbatul era. Am explicat și cu domnul doctor că trebuie curățat, trebuie întreținută, trebuie, da, văzut un pic. Deci, și punem pelet și așteptăm și căldură, dar nimeni nu o curăță. Da, măcar dacă ne-ar solicitat să mergem din când în când, mergem, n-ar fi o problemă, numai că... Miercuri am primit, mâine am primit și Cornel să rezolvă. Eu am zis așa, dat în funcțiune, ca să funcționeze bine și după asta e treaba lor. Dar nu merge, era, spuneți că era vizitiu acolo, soțul la asistent. El nu însuși zice, măi, merge, cât merge, 4-5 ore, s-o încălzit, se încălzește absolut toate caloriferele, după aia intră pe avarii și nu mai treacă. Când ajunge la anumită temperatură, stagnează. Dar nu mai pleacă deloc, nici a doua zi. Nu e reglată, nu e programat. Hai să o faci. Și nu se bagă oricine dacă vede că nu merge. Nu, dar mai tare strici dacă nu te trebuie. Așa o păți pe bunce, o reglată prin telefon. La, cum îi zice noi acolo la Minotora, unii digul ăla, unde s-a făcut primul dig, a văzut că s-a lăsat asfaltul jos. Ar putea fi pus un capăt de dig în continuare de 20 de metri, plus că o să fie mai să lățească drumul, că se poate lăsa. Nu sunt mai duci mașinile în șanțul ăla care vine, vreau că s-o și dus acolo. Poate prindeți în buget o parte de 20-30 de metri de dig. Continuarea la digul nou care s-a făcut. La fel, la școală, e și urât. Când vine și o inspecție și cine trece, ați văzut și podul ăla la școală. Făcut un proiect acolo, ca o am înțeles, trebuie un proiect. Și hai să facem puntea aceea la puiul acolo. Chiar mi-e milă de oameni, că se duc mereu cu roata, cu bidoanele la apă, e și o pomană până la urmă. Puntea o trasă până acolo, dar nu mai au putere să o pună. Da, punte la puiul, peste apă e o punte. La Nicolae Pui, la puiutiți.
O dus-o până acolo, oamenii mi-au zis, am zis, eu mă duc cu ispălul domn primar, totul depinde de el. Cam atâta. Dar ce am mai uitat? Am trecut într-o zi la schit și la căminul ăla de, la, de pe partea stângă, ăla de la schitul, pune cineva să încui ușa, atât sigur o să mulge pe cei de pe o fură. O lacăt, cred că l-a furat, l-a, ușa de la intrare, la căminul lui. Da. Un cui pune azi ceva acolo. Pune acolo. Ori de la vântul ăsta să s-o fie. Nu știu ce să... Acolo, da. E păcat de ce e acolo și... Închiriați-l, dați-l cuiva. Mediu privat. Îl închiriem, dar ce e? Scoate-l să așa, dați-l pizierole, numai să vină cineva să facă ce. Eu aș zice ca căminul ăla care totuși s-a investit niște bani acolo, să fie dotat absolut pentru ce trebuie, pentru, Doamne ferește, în caz de situație de urgență, să-l avem acolo. Că, vedeți cum e, nu știm ce apare... Dar este școala în caz de urgență, acolo investiții de la primărie, nu cred eu că sunt mai justifică, dar mă rog. Dar la schit, câte clase mai sunt ocupați? Două. Intră atâta în școală. Și e păcat, este, dacă e Doamne ferește ceva, este da, spațiu da, și la da, 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 da. Luda și la Balcan, Luda la... Acum o încălzește toată? Nu, nu, numai două seri de clasă. Sunt trei ruți. Dar n-are rost. Aceea eu zic că dacă în mediu privat undeva, ce nu vrea să facă cineva. Păi nu să știi, vin în străinătate, vor să apuce de o afacere. Nu știu, zic și eu n-am. Da, domnul Barlu. Da. Nu e prima dată când o propun. Colegii au acoperit restul de probleme, dar eu insist, v-am mai spus de câteva ori, poate, dacă vreți, să țineți cont de propunere, și așa v-a specializat în ultimii ani cu parcări. Vedeți că e o problemă foarte mare în fața primăriei, pentru că nu ai unde parca. Sunt angajații primăriei, când se mai adună oameni cu probleme, când sunt ședințe, nu ai unde parca. Aveți spațiul ăsta din spatele blocului, cred că s-ar putea amenaja foarte ușor acolo o parcare, ca să fie cât de cât liberă parcarea din fața primăriei. Și ați rezolvat și problema spațiului care nu e neîngrijit. Dacă vreți să-l prindeți în buget și să rezolvați o problemă care afectează și traficul, nu? Că i-am spus de mai mulți ani. Angajații primăriei ar putea parca acolo. Din o propunere, facem un pas pentru mașini, toate mașinile să le aducem aici, tractoare, ce avem noi. Mașina de pompier, și aia, v-am spus în diferite forme, dar stă spațiul degeaba și s-ar putea elibera în fața primăriei. Vedeți ce e în fața primăriei tot timpul. Dacă vreți să țineți cont, nu e prima dată când vă spun, poate o luați în considerare. Poate mai zic și eu ceva bun. Cu parcarea în spatele primăriei, prima dată când spui, dar asta e plan, era în plan ca să facem un parc pentru mașini. Bun, prima dată, cum ziceți dumneavoastră? Dacă nu se poate cu parcul aici, cu spațiu mic, mai fi un loc la școala de 1-4, unde a fost la Balcan Margina. Iar la fel și acolo se poate. Este e aproape de primărie. Parcare? Pentru parte, nu. Mașinile trebuie să fie aici, lângă primărie, domnule. Acolo le zis. N-ai nevoie de urgență, te duci. Da, aici trebuie să fie. Bine, bună idee, da. Nu e, dar e prea departe. Nu, nu, aici, aici. Aici, da, dar acolo aici. Pot pune, ar fi bine, dar e departe. Singurul inconvenient că nu avem intrare la... Luați, da. Mă, este valabil la... Rom Telecom. Sau ce boală, e Rom Telecom acolo. Contrar, ce n-are. Da, expiră, gata, domnule. Nu expiră, m-am interesat și e vorba de fibră optică și nu... Și voi să fii sănătoși, dar... Promovarea comunei e mai prioritară decât o fibră optică pe care eu o fac în două zile. Dar pe partea, tehnică, dar pe partea stângă doar se poate intra. Nu, că o mașină mare nu care. Nu care, n-ai, nu care. Am vorbit cu Viorel, dar el nu îmi dă, dar pe rafă. Să-și mute e ca și carabie, dar ce? Da, s-o contract, nu știu cât e contract. 99 de ani, cred. 99 de ani. Nu, nu cred. 99 de 9 ani. Nu cred, eu zic că la 10 ani, eu așa știu. Da, cu 10 de prea 2 ani. Așa contract la 99 de ani, asta e cu parte pe 10. Cu 30 de Cu 30 de bravo. Păi, dar cum sunt contract pe 99 de ani? Sunt, dar nu cred aici. Anul ăsta e... Eu știu că dacă s-o făcut pe perioada mea, n-am făcut așa ceva. Ulița la? Dar sunt la. El e aici. E legal.
Se intră pe la prietul, pe dincolo, deci... Cu utilaje. Divizorul la de oră, așa? Nu știu. Divizorul la de oră? Nu mai este aici? Valoarea proiectului... Și, dacă nu mai știu. Am auzit. Faceți că din intensivă, nu? Poți fi faci toate într-un an sau într-o zi. Da. Mai vrea cineva să intervin dacă... Dacă domnul primar nu mai vrea, doar să născut, așa să știu și eu. Da. Dacă nu declară o ședință închisă, mulțumim pentru participare.